Dacă ați văzut vlogul anterior în care am făcut room tour, vă spuneam acolo că urmează să mă mut. Acesta a și fost motivul pentru care am decis să fac în sfârșit room tour-ul pe care l-am promis cu ceva luni în urmă. Tot am amânat momentul, tot am mai schimbat prin cameră și când am găsit cea mai bună opțiune pentru această cameră ca să fiu cât mai productivă, a venit momentul să mă mut. Bineînțeles, dar nu-i problemă. Acum încerc să mă decid cum voi amenaja camera viitoare. Am alte lucruri la care trebuie să mă gândesc, dar astăzi va trebui să încep să împachetez, pentru că mai sunt exact 2 zile. Astăzi este miercuri, ca să ne facem înțeleși. 13 și pe 15 până la miezul zilei trebuie să eliberez camera. Acestea sunt valizele pe care am reușit să le aduc. Am 2 genți și 3 valize, plus aceste cutii pe care vreau să le folosesc pentru chestii de sticlă, gen vaze și pahare, lucruri de genul acesta. Nu am foarte multe, sper să-mi ajungă 3-4 cutii cât am aici. Da, e deja ora 4-5 aproape. Trebuie să împachetez, voi începe cu acest dulap din spatele meu, de asta m-am așezat aici. Deci avem astăzi 2-3-4 ore, avem mâine toată ziua la dispoziție și vineri dimineața aș vrea să fie camera curată, pentru că trebuie să aspir, să șterg praful și toate alea și cam asta este. Nu vreau să mai am nimic de cărat vineri dimineață, deci mâine vreau să termin absolut tot. Zic să ne apucăm să eliberăm dulapul ăsta, pentru că este al meu, vă spuneam și în vlogul trecut. Ăsta e al meu, mai am încă unul acolo pe care trebuie să eliberez, să le eliberez, că aș vrea să văd exact dacă încapă în mașină și dacă nu să le dezmembrez efectiv, să le iau pe bucăți. Toate că mobilierul de la Ikea, dacă l-ai dezmembrat odată, s-ar putea să nu mai fie niciodată la fel. Dar da, începem marea mutare. My friends, hey, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's another lie. Remember you are me. I try to work, 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 but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. Urmează să scot și din acest dulap, să-l pregătesc și pe acesta. Acum că vorbesc cu voi, îmi dau seama cât de multe lucruri am de făcut, de fapt, și de curat. Tot ce am reușit să fac e un dezastru mai mare. Toate sunt în toate părțile și nu mai am loc deloc să mă învârt în jurul camerei. Ar fi mai bine să mut biroul acolo ca să fac puțin spațiu în cameră. Încă nu pot să gândesc efectiv când le văd toate părțile și nu am loc deloc în jurul meu, mă doare capul. Mai mut biroul în partea aia și sper să am loc, spațiu să respir. Tot ce fac, se pare, este să mut dintr-o parte în alta. Bun, dar unde pun asta de cafea? Hai că știu, mutăm o parte aia cu alea de machiaj acolo. De fapt, asta așa a și fost de la început și l-am mutat eu de vreo 2-3 ori împrejurul camerei. Nu mai bine o să las așa, o să las totul exact cum arăta când m-am mutat. Așa o să vedeți și voi exact cum arăta camera goală. Avem ceva spațiu în sfârșit. Am mutat tot în partea aia și nu mi-am dat seama, tocmai am realizat că trebuie să scot și dulapul ăla de acolo. Da. Toate decorațiunile, vazele și chestii de genul ăsta încerc să las toate pe fereastră ca să le pun toate într-o cutie sau, mă rog, încerc să pun totul în același loc, ca să zic așa, să le organizez, ca să știu când ajung acolo care și cum. Vreau să le țin cât de cât adunate și organizate, să-mi ușurez munca acolo. Work, work, work.